Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom vedea de ce este important să ne calculăm caloriile. M-auziți destul de des că vorbesc despre calorii, macronutrienți, asta are 20 de grame de carbohidrați, aia nu știu cât, dar foarte puțini dintre voi chiar își calculează caloriile și vom vorbi mai întâi despre beneficiile calculatului de calorii și apoi despre lucrurile care apar de fiecare dată, cum ar fi nu am timp sau nu știu exact cum se face, chestii de genul ăsta, piedici care apar pe drum, astăzi le rezolvăm pe toate. Un pic de răbdare. În primul rând, faptul că știi exact câte calorii mănânci și ce macronutrienți mănânci te plasează undeva. Știi în ce punct te afli, la modul că aceste afirmații precum Angel, eu mănânc foarte mult sau Angel, eu abia mănânc, îmi pun nu știu ce, două chestii și gata, atât am mâncat pe ziua respectivă. Aceste lucruri dispar pentru că știi exact câte calorii mănânci. Și acest lucru îți permite mult mai ușor să-ți orientezi alimentația în funcție de ce obiective ai, decât planuri precum dacă vreau să slăbesc, mănânc mai puțin, dacă vreau să cresc în masă, mănânc mai mult, este mult mai bine să fii puțin mai exact, să știi exact cât mănânci atunci când slăbești sau cât mănânci atunci când vrei să crești. Apoi avantajul al doilea ar fi, atunci când stagnezi, când se întâmplă ceva, știi ce schimbări trebuie să faci. Să spunem că ești într-o perioadă de slăbire și mănânci 250 de grame de carbohidrați, vreo 160 de proteine, vreo 60 de grăsimi. Știi că grăsimile le ai la 0,8 grame per kilogram, deci de acolo nu mai trebuie să mai scădem, proteinele sunt fixate, nu mai trebuie să mai scădem, deci avem carbohidrați. De la 250 mergem cu 200 de grame de carbohidrați și uite așa, în momentul în care ai stagnat, ai scăzut 50 de grame de carbohidrați și ai continuat perioada de definire, fără întrebări precum nu știu ce să fac, nu știu de unde să mai scad, nu știu dacă alimentația este problemă, este destul de simplu și destul de ușor să faci ajustări atunci când știi exact cât mănânci. Apoi te obișnuiești să analizezi etichete și îți dă o claritate asupra alimentelor și asupra alimentației în general. Adică apar probleme de genul ăsta, Angel, eu mănânc piept de pui cu salată și nu știu ce se întâmplă, mănânc de 2-3 ori pe zi piept de pui cu salată și nu slăbesc. De ce oare nu slăbesc? Pentru că oamenii care nu iau în calcul caloriile scapă niște chestii mărunte din planul alimentar care fac o foarte mare diferență. În exemplu cu salata, de exemplu piept de pui cu salată, poți pune 20 de ml sau 30 de ml de ulei în salată și 10 ml de ulei la gătit, pieptul de pui. Ai 40 de ml. Uleiul de măsline are 100 de grame de grăsimi pe 100 de grame. Asta înseamnă 90 de calorii pe 10 ml. Dacă ai 40 de mililitri, da? Ai 360 de calorii per masă. Mănânci de două ori combinația asta, ai 700, aproximativ 700 de calorii în plus pe care nici nu le-ai observat. În momentul în care ți-ai fi calculat caloriile și ai fi trecut acest ulei, ai fi știut care este problema și unde, de unde apar acele calorii. Atunci când mănânci din ochi, aceste lucruri îți scap și ajungi în situația în care ești disperat pentru că nu realizezi care este problema. Apoi avantajul al patrulea ar fi că îți garantează un stil de viață mult mai lejer. Și luând, excluzând, să spunem, perioadele de slăbit sau de creștere în masă musculară, să spunem că ești o persoană normală, da? Ai avut de slăbit, ai slăbit. Cât a fost de slăbit, ai slăbit. Acum vrei să te menții. Menținerea este mult mai ușoară atunci când îți calculezi măcar aproximativ caloriile. Pentru că dacă ți-ai calculat caloriile în perioada de slăbire, acum eu, de exemplu, dacă mă uit la o farfurie, pot să aproximez valorile nutriționale, pentru că știi, dacă ai 150 de grame de piept de pui, cam atâtea calorii, atâtea proteine, așa. Dacă ai 200 de grame de cartofi, știi, ai 40 de grame de carbohidrați, câteva grăsimi, foarte, foarte puține proteine. Ai 150 de grame de pui, nu știu, să zicem 40 de grame de proteine, vreo 6 de grăsimi. Pur și simplu înveți chestiile astea. Acest lucru îți permite să aproximezi mâncarea, să spunem, tu știi că pe menținere mănânci 2200-2300 de calorii și poți, chiar dacă nu îți calculezi foarte strict, chiar și dacă îți calculezi orientativ, va fi mult mai ușor să te menții. Pe lângă asta, poți să introduci cheat meal-uri, poți să introduci lucruri precum o ciocolată. Vrei să mănânci 30 de grame de ciocolată, 50 de grame de ciocolată, o scanezi, ți-ai trecut 50 de grame de ciocolată, niște grăsimi, niște carbohidrați. La masa următoare știi foarte bine, mai scad un pic din garnitură sau spunem sau nu mai încerc să mănânc ceva fără grăsimi, fără ulei și uite așa mi-am compensat și mi-am inclus și ciocolata
în planul meu de menținere. Nu este o idee bună să faci chestiile astea în timp ce te definești, pentru că atunci contează și cantitatea de zahăr mai mult decât altceva. Dar în perioada de menținere este foarte binevenită, pentru că îți permite, de exemplu, să ieși cu prietenii, bei un pahar de vin. Există vin în MyFitnessPal. Poți să-l treci, am băut un pahar de vin. Într-un final, consider că monitorizarea caloriilor te ajută să-ți încadrezi un stil de viață sănătos în stilul tău de viață. Adică poți să ajungi la un compromis care să dea roade. Acum să trecem la probleme. În primul rând, veți spune, Angel, nu știu cum să-mi calculez caloriile. Este simplu, am făcut un video sub formă de tutorial, mergem pas cu pas cum să-ți calculezi caloriile, îl vei găsi în descriere. Următoarea problemă ar fi, nu am timp să-mi calculez caloriile. Asta este, pur și simplu, ăsta este un mit. Pentru că dacă vom aduna secundele care sunt necesare pentru a-ți calcula caloriile, cred că ajungem la 4 minute pe zi. Gândiți-vă, intri în aplicații, scrii piept de pui, selectezi 200 de grame. Cartofi, 200 de grame. Gata, asta este o masă. Deci au durat 30 de secunde să streci o masă. Vrei să mănânci, nu știu, un Snickers, nu e nicio problemă. Vrei să mănânci un Snickers, ai scos telefonul, l-ai scanat, ai dat ok, gata, mi-am trecut caloriile de la Snickers. Este foarte ușor să-ți monitorizezi caloriile și durează foarte puțin. Apoi apare problema că nu știi ce să faci dacă mănânci la restaurant. Atunci când mănânci la restaurant, pentru că în ultima vreme foarte multă lume mănâncă la restaurant, nu mai au timp să gătească. Și atunci când mănânci la restaurant, aproximezi cantitățile de la alimentele principale. Să spunem că ți-ai luat paste boloneze. Ai paste, vreo 200-250 de grame. O porție normală. Îți treci paste, 250 de grame, paste fierte. Carne de vită, 100 de grame. Sos de roșii, 100 de mililitri. O lingură de ulei de măsline, să spunem, pentru a compensa cu grăsimile, în funcție de cât de grasă este toată treaba acolo. Și uite așa, ți-ai trecut pastele boloneze. Vrei să-ți treci o ciorbă? Ți-ai luat o ciorbă de cartofi, să spunem, cu pui. Vreo 50 de grame de pui, în funcție de cât ai acolo, 100 de grame de cartofi. Și te-ai trecut o ciorbă. Apa cu, practic, zeama cu verdeața, nu ai ce să treci pentru că nu conține calorii. Și, practic, poți să treci măcar aproximativ orice aliment de oriunde le iei. Și cam asta ar fi. Destul de evident, vă recomand să vă monitorizați caloriile. Și, bineînțeles, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați. Angel Fitness cu 3DS, @gmail.com. Și cam asta este. Clopot pentru notificări. Și pa!